Alexandru Buziuc a ajuns la FCSB de la Clinceni în vara lui 2020, la cererea patronului Gigi Becali. Singura discuție a fost când am semnat contractul, m-a sunat și m-a sunat pe cineva de acolo, am luat la telefon, am discutat cu dumnealui un minut, două și atât. Rest, nu am avut nicio discuție personală. Sunt nici măcar la telefon să vorbim. În cele 25 de meciuri disputate pentru bucureșteni, atacantul suceven a reușit 2 goluri și o pasă decisivă. Buziuc susține că cel mai greu i-a fost în luna februarie acestui an, la un meci pe care vicecampioana l-a câștigat în fața Chindiei cu 1-0. La partida cu gruparea tâmbovițeană, Buziuc a fost introdus pe teren în minutul 46 și înlocuit în minutul 79. Totul s-a rupt, mă gândesc, după evoluția slabă cu Chindia. Când m-am băgat pe teren și după am fost scos imediat după 20-30 de minute, nu mai știu. E foarte greu de descris. Foarte supărat, în primul rând, supărat pe mine, supărat pe ce s-a întâmplat, supărat că nu mi-a ieșit jocul, supărat pentru că am fost schimbat, pentru că conduceam și nu cred că se mai punea problema să ne se întoarcă scorul sau să pierdem. Dar s-a terminat meciul, toată lumea a venit la mine și m-a încurajat și m-a ajutat foarte mult și mesajele colegilor care au venit separat în acea seară și m-au încurajat și m-au dat de înțeles situația care e. Am ajuns acasă seara după meci, am fost foarte supărat, am așteptat asta vreo 50 minute în mașină până să mă calmez și supărările mele și să mă duc singur în casă. Și după am avut 3 zile libere în care am stat singur și am stat cu familia și am reușit să mă adun și am luat-o. Deci, acum e un ca și cum am luat-o de la zero. După despărțirea de FCSB, Alexandru Buziuc a rămas în Liga 1 la CS Mioveni. Pentru Argeșeni, atacantul sucevean a jucat 14 meciuri, reușind 2 goluri și o pasă de gol.